Ora 14, bine v-am regăsit. Diana Șoșoacă traversează o perioadă complicată. După ce s-a certat cu soțul și l-a exclus din partid, senatoarea a rămas și fără permis de conducere pentru o perioadă de 3 luni. Ea a fost depistată de polițiștii din Buftea în timp ce circula cu o viteză de 110 km la oră pe un tronson de drum unde limita de viteză era de doar 40 de km la oră. Pe lângă faptul că nu mai poate conduce 90 de zile, Diana Șoșoacă mai are de plătit și o amendă în valoare de 1500 de lei. Spuneți-mi și mie, având în vedere că este aglomerația care este pe toată strada asta, vreau să văd și eu filmarea unde spuneți dumneavoastră că eu am depășit limita legală cu viteza pe care o spuneți. Sau este cumva că campania electorală și obligarea dumneavoastră de a-mi lua mie carnetul în campanie electorală? Poftim? La limita de 40, avem radar acolo. Lăsați că nu aveți, că erau unul după altul. S-a mers efectiv bară la bară, da? Deci bară la bară s-a mers, da? Deci, nu mă duc la mașină, pentru că am și eu dreptul să știu ceea ce faceți dumneavoastră aici, presiunile pe care le aveți. Pe o perioadă de 90 de zile. 90 de zile cât e campania electorală, nu? Nu, atât scrie în lege. Atâta scrie în lege sau atâta scrie acolo unde vă obligă prefectul și cu ăștia ca să mă opriți pe mine, a? Pentru ce pe ceilalți nu i-au oprit care erau în cârc cu mine? Eram peste 40 de mașini care mergeam unii după alții bară la bară. Asta este ordinul pe care l-ați primit? Bine, lăsați-mi să scriem, vă. Nu vă las să scrieți pentru că trebuie să-mi spuneți hello. E vorba de actele mele. Alo. Ăștia nici să scrie nu știu. Deci după ce dimineață mi-au blocat conturile și aproape mi le-au șters pe toate și ducem o luptă totală, la momentul ăsta un câr de 50 de mașini mergând bară la bară, singură oprită pe dreapta am fost eu.